Bine ați venit! Dacă a venit luna ianuarie, au trecut sărbătorile, am trecut la făcut afumături. Ia uitați, haideți cu noi în afumătoare. Sunt răcită, nu vă uitați că abia vorbesc. Pregătim Kaiser. Se vede cât e de frumos. Mușchiuleț de porc. Aici avem piept de pui, vino mai aproape, piept de pui din belșug. În spate avem mai mult Kaiser. Preferăm să pregătim totul acasă. Știm ce mâncăm. Au stat la sare și la condimente, au stat la fum 2 zile, nu afumăm foarte mult, doar cât să dea aroma aia discretă de fum. Nu ne place să fie foarte afumat, să fie negru. Iar acum vor merge la fiert la aburi. După ce stau iarăși la vânt 2-3 zile, vi dăm bucăți cât mâncăm o dată, scriem etichete pe ele și trimitem la copii. Dacă le evităm, rezistă 30 de zile. Preferăm să facem un arc de puțin, pentru că ceea ce vedeți aici nu e de vânzare. E pentru 3 familii, noi și copii. Atât. Ceea ce vedeți aici. Rețetele vi le las dedesubt în descriere. Citiți descrierea, pentru că veți găsi rețetele mele de afumături. Doar sare, condimente și răbdare. Aceste bunătăți nu sunt injectate cu absolut nimic. Sunt mai bune decât orice mezel din comerț. Știm ce mâncăm.